Bună ziua, valori și valorilor. Astăzi face o promovare lui Sebi. Sebi, scenar, chestii. Deci, asta vi face o promovare lui Sebi. Sebi, scuze că nu s-a făcut promovare mai de mult, trebuie să fac mai de mult, dar am uitat. Da, am uitat. Aici avem coverul mirific făcut de mine, la fel și avatar, dacă sunteți interesați, îmi trimiteți mesaj pe Skype și vorbim. Și de ce fac promovare lui Sebi? Am zis eu că o să fac un episod despre promovări, dar o să-l fac, mă așteptați puțin. Și îi fac acum promovarea lui Sebi, pentru că l-a cumpărat de la mine ăsta, bannerul ăsta, și avatarul, și tombale-ul ăsta, ăsta, și nu știu cum l-a pus pe ăla, uite, și ăsta de The Bridge. Și de aceea am făcut lui promovare mai întâi. Și dacă sunteți interesat de un avatar, de un banner, așa, îmi trimiteți mesaj și vorbim. Acum o să rămâne la promovarea lui Sebi. Avem aici episodul, să-i dăm mai de jos. Avem aici episoade mirifice și cu Metin, trei jucători de Metin. Uite, am jucat Hydra, chiar să mă știu ce caracter avea el pe Hydra. Deci, joacă Metin, Minecraft, desigur, cine joacă Minecraft. E, nu tot, dar nu contează. Uite, are aici Survival Games de studio, nu am Survival Games, adică dacă vreți să uitați la Survival Games, uitați-vă la el. Uite cum e aici, așa, în scar. Episoade, așa, uite, mai se joacă aici Metin Ro, Metin 2 Alaska, The Bridge, are și el un nume de Vanilla. Infovideo, giveaway-uri, face și el promovări, deci dacă vreți să facă o promovare și el, trimiteți mesaj. Survival Games, Ebisword, Ebisword, Minecraft montaj, ia să vedem și un Minecraft montaj făcut de el. Să mai încet, că mie că mi-a copyright-ul. Hai să vedem grupul SB aici. Hai SB. Hai mai intens. Stai. Froșc. Da. Și cam atât și cu promovarea lui Sebi, să trecem la episod. Bună ziua, valori și valoroselor. Astăzi face despre lucru numărul 2 după Metin 2 Hero Scorpius în versiunea Lican, chestii trestii. Și avem în confă pe Daniș. Și pe da. Și pe hello. Angel nu e online? Nu. No. Se suntem 3, dar băcănutul ăsta n-a pisit. În lespriul de astăzi, Mirobrant, o vom crește pe Ioniș șaman ca level 10 și eu voi face în level 15. Iupi! Floș, niște magii. Ia să te dau grupă. Să încerc o chestie, că am zis că poți să dai buff. Ce? Mă, da, accept. Așa. Să încerc o chestie, căci că poți să-ți dau la grupă. Și nu știu dacă... A, înseamnă că magia asta la altul. Da. Hai să mergem până în map 2 până atunci. Și pentru că am făcut 50 like-uri, astăzi vom deschide cutia cu poi. Și sigur va fi ca o prostie. Hai, Uniș, ține pumnii. Ia zi, pe ce slot să o pun? Nu, în niciun caz. 3. 4. Dă-mi la piatră cât e farfecă. Dintre tic și tac, noi alegem tac. Pe 4. Și pergamen binecuvântat. Bă, are lag. Bă, nu, bă, ești fain, ești am okay. Primit pergamen bine cum uita și după aceea am primit 30 de K. Wow, am făcut 50 de like. 104. Da, mă, pentru 3KK. Am deschis eu un cufăr de 30 de K. Dar nu contează, e vina lui Ioniș, pentru că e ales slotul 4. E numai vina ta. A ta. Acum taci, bine. Eu credeam că e bine, nu știu. Îmi intra să rascu pe Răzvan. Au, nu! Ce mai stări pe căți? Hai stări pe frații mei? Da, n-am vrut să dau unii. Te-ai luat de frații mei. Dar uite, au crescut un sor. Poate te bade sorul ta pe ăla. A mea? Da. De ce? Că ai vândut-o pe sorul ta câine. M-am zis că pentru cei ce nu s-a prins. Bă, Angie, tu știi că filmez acolo, nu? Știu. Așa, și împreună și Angie este în confă. El nu joacă. Împreună frații petardă. Trebuie să-mi pun o alarmă, iar cu episodul. Las că încep eu să urlu pe aici. Nu își face inimioare să apară în clip și chestii, nu? Mhm. Lican. Și vrea și Ioniș să facă aici un anunț special.
Vă rugăm, îi rugăm. Bă, nu mergi să dau mă la grupă? Zice că mergi. A, uite, vezi? Ai și tu corp de ăsta ca al meu. Ștechera? Ce interesant. Da. Să facem un anunț special către cei de la Game Force, să facă și Licanu în versiune de fată pentru a se apuca și Unish, nu-i așa, Unish? Sinceră să fiu, nu mă supăr dacă strânzec solo. Dacă ce? Dacă strânzec solo. Sper că ai pus pe egal, na. Am pus pe egal? Mă, iar se bloc, iar e lag pe server. Da, am observat. Sper să nu fie. Și eu care cred că e de la mine. Păi iarăși lag. Deci nu e decât de la mine, nu? Da. No. E... Și am observat că este cât de... Bă, e bun ăsta în PV. Trebuia să zic mai frumos, dar am zis... Bă, e bun ca să vă zic vouă, deci nu prea e bine. Ange, e vina ta. Da, iar e lag. Deci azi ne vom distra cum batem Amazon ce... Nu cred că de la... Cred că de la servers. Uite, se plâng mai mulți de lag. Și am observat că este foarte bun în PvP, înseamnă, în PvM, pardon. Bate chiar bine. Level 3? Mai bine ca un fel de ninja la mai pe jos, cam așa bate ăsta. Roș. Un ninja mai rezistent, zic eu. Ba nu, că ăsta are două magii care îți dă putere, uite, putere de atac, și alte care îți dă putere tot de atac. Și ar trebui... Ninja n-are niciun buff, ca să zic așa, care, în afară de camuflaj, care să-l ajute cu putere sau apărare. Deci ăsta cred că o să bată ceva. Totul veți vedea în episodul următor. Vorbește mai tare. Totul veți vedea în episodul următor. Atât! Se... Da. Ia zi, Unish, despre ce să vorbim în acest episod. Cum talentul meu în a comenta este și fapt pentru care nu mă apuc de YouTube, eu zic să vorbim despre de ce ăștia de la GameForce n-au făcut Licanu în fata mai întâi. Ia. Yeah. Bagă. Sexiști. Sau gay. Sau. Sau. Chiar sunt curios cum arăta Wolfman în... Lican, pardon. În fat. Un lup cu... Da, atât ar fi ciudat. Eu mă întreb cum o să bage freze la Lican, cum o să arate. Ce freze? Sergei, știi, ca la Khajiit în Skyrim, sau în Skyrim, cum zici tu, sau cum zici? Scrim. Scrim. Șiș. Facem level. Ce level sunt? Nu știu. Level 4. Eu sunt level 14. Good job. Da, da, da. Fac și eu acum, uite, sar la abonații mei, temele care sunt momentan pe caracter, care sunt foarte, foarte bune, foarte, foarte, foarte bune. Foarte bune. Și dacă crește cineva pe bani, lăsați mi un comentariu acolo până la level 35, plătesc. Am inel XP, am tot ce trebuie, chestii. Da. Eu am aici colier ce de lemn. Ce cresc la cum? Status? Ce sunt cresc mai mult? Bagă tot la pământ. O mână. Am aici un colier Milo Buran de lemn plus 2. CC de cupru plus 6. Scut de level 1 plus 5. Armură level 1 plus 5. Tu observi că eu sunt ca level 1 pe da. Ecranul meu. Da, da. Sau pe al tău. Da. Stai aici. Stai să te tenim cu itemele mele Milo Burante. Coif de level 1 plus 5. Armă de level 1 plus 6. Și papuci cu un caz jumate. Sper să mor. Nu o să mor. Am sperat. Să-ți mănânc și eu coliv. Olivă de Lican. De nu vreau să mă gândesc la parola aia. Olivă de Ștefanuț. Interesant că încă mai abdatează metinul, deși e cam... vechi. Cam foarte vechi. Dar tot e un joc așa tot care... De cât? Hmm? De cât ai zis? Level 6. În ce an suntem? Primesc. Da. Eu nici tu de când ai aflat de Metin? Am aflat de când eram în clasa cam a doua. A... 14 ani. Da, și tot dintre a doua. Da, ai jucat dintre a doua? Da. Am jucat câteva luni, m-am oprit câțiva ani.
m-am jucat câteva luni din nou, m-am oprit din nou câțiva ani și nu mai țin minte nimic din ce-o vezi, fost. Vezi, înseamnă să te joci, cred că, 3 ani la rând? Aha. Și chiar mai mult. O să mor! Era bine să fi descoperit Minecraft-ul, mai bine. Uite acum dacă făceam, bine că n-aveam calculator bun. A, ba nu, că n-aveam, chiar dacă descoperam Minecraft-ul. Deci am să film, dacă mă apucam și eu la început de Minecraft pe YouTube, să fi ajuns și eu unul ca Iuniș, nu mă, ca Iuniș, cu niciun videoclip și 7 abonați, uite, eram altundeva. Corect, erai, acum în loc de 2000 de abonați, aveai 2007 abonați. Păi da. 2006. Sau? Păi am 1000, 1200, n-am 2000. Crești, doamne. ce level mai? Are hack, are hack, are hack. Mamă, cum, uite cum merge asta încet. Îl vezi? Păi da, că ți-ai pierdut din stamina. Asta țin și stamina? Eu minte. Stamina? Nici eu nu știu cum se zice la asta, sincer. Stamina! Pistil și aia. Încă ceva. Bine, calcă-nă. Încă ceva, Anta de Belea. Angie, mai știi azi de la ce e asta? De la Olimpo primită la 402. Da. Linguri, 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 linguri. Tu ești aia, Iniș, care ai spus acum de linguri. Cum o chema pe aia cu lingurile? Nu mai țin minte, Olga. Nu Olga, mă. Bine. Lola, ceva de genul, nu Lola. Un nume de gras oricum. Veșman de arzur, ăsta de... Ha! Atât! Ce ai făcut? Am un veșman de arzur. Wow! L-am băgat în aur pe jos. Să știi că nu m-am uitat dacă era pentru tine. Chiar trebuia să mă uit. Dar oricum, bine că l-ai luat. Și colierul ăla ce e cu el? Ce colierul? E de are partajare? Ea are partajarea? Da. Da. De ce acum azi din nou level 1? Ce băguit e metinul încă. Bine că fac update-uri, dar nu dau și un sync. Ai uite, avem aici gamerița adevărat. Nu știu la ce se referă cu sync-ul. Cu sync. Ce înseamnă sync? V-Sync, să sincronizezi jocul. Aaa, și da. Păi zi-mă tot, de ce prescurtrezi? Prescurtrezi. Româna ta e ca germana mea. Ia spune ceva în germană la fanii mei. La fanii mei, la gay, urât să zic așa, la abonații mei. În jură în germană, știi? Nu. No. Spune-le că... Sincer, aș vrea să înjur, dar nu știu, îmi pare rău. Aaa, ce urât din partea mea, dar chiar. Zi ceva în germană. Wir lieben Dogsvalore. M-am jurat, ați văzut? Ați văzut? Ce care dintre voi traduce asta? Wir lieben? Wir lieben. Wir lieben. Wir lieben. Wir lieben și ție, dar ce înseamnă? N-am limbă de germanezi. Ție e limbă de germani. Uite că mi-ai tine tot făcut de germani. În jur Amazon cele astea că le știu eu limba. Știu, pardon, nu știu. Eu stau și colectez. Uite, am primit. Îmi place că poți să dau și ție de asta, poți să-mi dau și mie. Când activez magia. Bonk, bonk, bonk. E chiar ca așa. Bonk, 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 bonk. Atât. Ți-am dat, uite, vei să ieși de bambus? Nu, nu, nu. Le colectez pentru tine, că eu oricum nu pot să... Păi nici eu nu folosesc la asta. Păi nici eu nu pun la asta. Ah, corect, că nu ești ninja low. Vine, vine, vine un șmecher de level 35 cu un taur sau ce dracu e ăla. Mistreț. Nu mai vorbi urât în videoclipurile mele. Răzvan mai e, mă? Răzvan mai e? N-a fost niciodată. Aici. N-a fost la începutul videoclipului. RIP da. Răzvan 2014. O fi trecut 15 minute de când filmăm? Oricum e foarte interesant ce facem noi, nu? Mhm, da, mă crești pe mine, foarte interesant. Asta a fost activitatea mea preferată în... Nu, că aș fi putut să plătesc pe cineva să te crească, dar... Cine, bă, e rău râs să filmez când, când ne crește cineva, așa cresc eu. E mult mai interesant. Mhm. Bătându-te cu Amazone. Mhm. Vezi că s-aude mouse-ul cam urât. Zice că ai mouse de gaming. Am. Păi și la cine s-auzea bă, așa? Nu la mine se vede. Angie, mouse-ul ăla de... Teracotă, ce mai face, mă?
Îl auzi, da? Da. E nou și de-aia. Aia era. Nu o vei timpul, dai că tot. Trebuie să-i fac rodajul. Mai dai două. Dă-i, dă-i, dă-l, dă-i. Dă-i, că oricum n-ai nevoie de el. Da, chiar de să-mi iau și eu mouse. Angi, mi-l fiți bătău. Tu o să vrei să dai în Amazon și o să fii ceva de genul. Hello, bună ziua, numele meu e Dox, tă-nă-nă-nă. Nu o să se audă nimic. Da, auzi, mă, dar mi-e frică să, nu, să mă trezesc acum că am filmat și să nu vă înțelegeți voi, să mă aud decât eu tare. Da, ah, păi de-aia vorbești tu așa. Când ești în videoclip singur, tu vorbești tare, încet. Și când ești în videoclip cu cineva, tu vorbești tare. Eu vorbesc normal. Da, eu știu de la cine ai băufi. Apucă emoțiile cum filmezi. Ai microfonul de 32 de lei. De 38, bă, prost, deși pus 15 lei livrarea. Ce e ala cu fazonul? Tu ai, ăla, tu acum ai microfonul la profesionism, mă? Da, dar e multă parte și de-aia. Ia, ia de-aia aproape, să văd și eu cum se aude. Mi-e lent. Dă-l puțin! Trebuie să pune clipul pe scaun. Ai, bă, da, unde l-ai, mă, capul? Da, unde l-ai, mă, tu, pus pe ăla? Pe la un metru, da. Hai, mă, du-te lângă el să văd și eu cum se aude. Are microfon de ăla, la Odin, bun. Nu, nu, are de la bun, că... Și ăla fraxă, așa crezi. Mi-a zis, acum nu prea le crepe Angie pe cuvânt, dar... Ia-te lângă el, mă, ia demonstrați. Bă, fiți ar Samsung, du-te lângă el. Samsung. Hai, mă, zi, du-te lângă el să văd și eu cum te aud. Nu vrea. E, înseamnă că n-ai microfon, ai vărzătură de aia, zice lei. Ți-am zis. Uite, ai avut dreptate. Să fie sănătos. Cum să mă crezi? Știi că eu sunt înțeleaptă. Mhm, amuzant. Ia zi, am învățat la următorul nivel și ne ducem la ăia, la John Huang. Să mai rămâne la mă ajunge. Te rog frumos să nu mă mai înjur în alte limbi. Da, ia mai zi ceva în germană. Zi-mi, știi bine germană sau... Ce-am zis că știu română, cum știu eu germană. Kanji română, bă. Să mă căștit friend, mă. Ți s-a blocat acum? Da. Ah, gata, și-a revin. Eu am o misiune aici. A, genial. Dacă n-am toate misiunile, o să fie așa de amuzant să le fac pe toate. Aha. Și eu abia aștept. Bă, ăsta, Angin. Știi când juca Răzvan pe triangulii? Știi că el făcea level, făcea astea și juca o dată cu Dragoș pe cont. Știi cum împărțea? Ăsta făcea levelul, Dragoș stătea la misiuni. Sarci în tot le făcea, bă. Nu ești prost, bă, da. Ești bun. Am uitat să dau buff de ăsta, Iunici. Și să uită acum la răspund la videoclipul tale. Da, s-a uitat Laur la ăla, la alt. Te mai și înjură un pic. Am făcut și eu 2K de Young, în timp ce tu stai și bați Amazone. Eu am 5K pe ăsta. Și mai am o pe altul și mai am de la niștele. Deci dacă cumpărați, dacă vreți să cumpărați globuri de aur, avem destule. Dacă vreți să cumpărați cutii de cutii cu pet cu pui, este puțin, parcă mai aveam unde pus. Mă, pe la unde, pe ce cum l-am luat? Am deschis două, cred. Cred că am deschis două cutii. Cred că ai deschis mai multe cutii, Dox. Ba nu, că am avut două pe cont. În fine, nu mai știu ce am făcut. Nu contează. Nu, ai avut doar una. Păi, am dat una pe contul ăla care ți l-am dat ție acum și am mai avut eu una pe cont. Mă, Doxy. Mamă, ce... N-aveai niciuna pe contul ăsta. Ce s-a venit? Ce te alintă. Iunici. Nu sună cam. Da, nu merge. Zi-mi și mie un alint pentru Iunici. Angi, hai că tu le-ai cu alinturile. Mă, abțin. E greșor. Puișor. Puișor? La Iuniș? Ia stai așa un pic. Bursucel. Vino ca bursucel. Licane... Nu, nu merge. Pentru licanul alint, ca și tu așa. N-am idee.
Ia uite până aici, momentul epic când pune îmbrățat de agent plus 7 pe noi. Iupii, și da, cred că cam atât, cred că cam atât. Cacofonii proaste. Haideți să ne uităm cât mai avem la episod și ne întoarcem. Am revenit și striga ajutor. Hai, lasă, fugeam, ajunge pe tine. Mă ridici de aici. Bine că da. Făceai intro. Păi nu, acum făceam outro. Că am făcut vreo 17 minute, am filmat vreo 17 minute și e destul. Din cauza, dar ți-am spus să mă anunț la 15 minute. Și ție, Angie. Tu vrei să mă uit pe ceas, să stau cu cronometru lângă mine? Da. Vino lângă mine, hai să facem o încheiere frumos. Hai mă, pune-te lângă mine. Mamă, ce ciudat e! Dita Malicanul lângă o șamancă. E bine, cam atât și cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu sunt Dox la... și la revedere. Hai, ce și voi, hai, ce și voi. Viol. Viol, hai că nu acum, după. Angie, zici tu. Angie, zici tu ceva de încheiere? Nu-i viol dacă-ți place.